pot încă 10 lei, bă. Pardon, bărbat, nu este ceea ce pare. Legit chiar nu este ceea ce pare. Salut, șacalilor, ce faceți? Mimuri cu Snic. Dar nu orice mimuri cu Snic, pentru că de data aceasta vă plătesc, băi, bărbați. Am anunțat pe Instagram, dacă m-ați urmărit la Sniculeț acolo pe Instagram, cât trebuie, frate, după cum vedeți. Fac reclamă de 5 ani la Instagram ăsta și nu reușesc să fac lumea să... Poate chiar sunt urât și lumea nu vrea să mă urmărească pe Instagram. În fine, dacă mă urmăreați, vedeați că am zis că, băi, vreau să filmez acest episod. Dacă râi la un meme de-a tău, îți dau 10 lei. Îți dau 10 lei, ca bărbați, ai și tu de acolo. De ceva, de o apă plată, scoți o fată în oraș, dar așa doar o cafea, cât tu nu o să ai bani să ție și pentru tine. Așa că dacă o să vă placă, hai să facem 30.000 de like-uri și facem episodul 2. Dar de data aceea, cu 20 de lei. Lăsați un like și nu uitați să vă abonați și să folosiți codul SNIC pe Fushov 10% reducere și tot acum ca să facem episodul 2. Când o să-mi ajungă la ce monetizare am eu. Caut iubită 13 ani. Hau, nu cred. Vreau să știu și eu de ce moderatorii mei au acceptat așa. Vă rog frumos, de ce ați acceptat așa ceva? Ăsta da VIP. Ok, și uite așa am pierdut primii 10 lei. Da, trebuie să-i dăm lui bărbatul ăsta, Denis Raul, 10 lei. Momentan trebuie să dăm 10 lei. Nu o să-i dau acum, o să-i dau după episod, pentru că nu o să-i dau de pe contul meu. Atenție, că m-am gândit la asta. Atenție, toată lumea o să-i trimit pe Revolut, o să vă trimit 10 lei pe Revolut, dar nu de pe contul meu adevărat, pentru că după ați știut-o despre mine. Așa că o să rog un prieten să vă trimită, da? Doamne ajută să nu râd, ia să vedem. Mă îmbrac frumos, am cămașe roz, mi se vede burta, sunt un barosan. Am pantofi de firmă, fete o duzină, le mit că mașină, viață de magnat. Cumva la fete o scris niciuna. Bă, ce-i asta? Nu mă supără. De ce? Snic de molări. Băi, de ce mai puteți cu asta să moară ăsta dacă nu? Bă, ați pus toate chestiile posibile în spatele lor. Deci în loc de golful ăla, bă, sughiță golful ăla în parcare, bă. Băi, curge uleiul, băi, curge astea, toate astea îi curge dacă nu lichidul ăla de frân, dacă nu cântat l-ați pomenit acolo, bă. Am mai pierdut 10 lei. Eu te bătut sincer, nu mă bătut niciodată, fii bune acum, da. Bă, o luam, asta e, asta e aici, bă, o luam, mamă, l-o dat așa de cavă. Ce? Bă, tu sincer nu mă bătu niciodată, fii bune acum, da. Bă, o luam, mamă, asta e, asta e aici, bă, o luam, mamă, așa de cavă. Mamă, ce jegos. Da, ce să zic, nu mai zic nimic. Da. Prieteni oficiali de mascare. Băi, cam asta înseamnă să fii YouTuber. Băi, minus 30 de lei deja, bosule. Calmează-te. Acel moment când te oprește poliția. Da, este foarte relatabil acest meme. Îmi place că o scris cind. Iar fața mea de aici este priceless, cum ar veni dacă știți engleză. Eu nu mai știu ce înseamnă, dar sper că știți voi. Ceașcă. Luceașcă. Cum te-ai gândit la așa ceva? Ionuț, Robert, Ionuț, cum îți zice familia ăștia? Cum? Te rog, cum? Nu mai am bani, fraților. Știți că trebuie să plătești și eu facturi, nu? Ok, știți că golful ăla nu merge pe aer, nu? Nu consumă el mult, dar nu merge pe aer. Poate merge cu cărbuni, dar și cărbunea costă. Tricoul ăsta costă să-l cumpăr, dar oricum l-am cumpărat cu codul SNIC 10% reducere pe Photoshop. Ce v-am prins cu această reclamă, nu uitați să folosiți că mă dau ăștia afară. Cel mai tare cod, vă luați ce vreți voi de acolo, sunt o grămadă de chestii, v-am pupat. Ok, bun, deci din momentul acesta, pe viața mea, pe mama mea care este acum în bucătărie și face ardei umpluți, la 45 de grade să-i dea rezultat mama mea. Dacă eu mai râd, adevărat, s-a terminat, fraților, gata. Gata, bă, nu mai gata. Ce se, bă, nu mai gata, bă. Gata. Gata, bă, nu, gata, gata, bă, mai zic. Nu mai zic, nu mai vreau. Ok, azi chiar filmez dacă... Oh, să stai, sunt eu. E, ce este acesta? What the fuck, fraților? Este efectiv the beautiful meme I have ever seen in my entire life. I swear to God. Cam îmbrăcați. Da, poate aici eram îmbrăcați. Dar după poza... Adevărăciune, bine, bine. N-am râs la el, dar este... Eu nu pot râs cu cine am, eram tari pe adevărăciune dacă nu eram cei mai șmecheri din lume. Puh, să n-am parte, nici mai aminte când a fost făcută poza asta. Pe bune dacă nu. Efectiv, fraților, ador. Bă, oare vreau să mă uit? Oare vreau să mă uit? Adică văd deja că are 400 de like-uri. O să râd, legit, sigur o să râd. N-ai mă cum, mă. Hai mă, n-ai cum. Stai mă că stai... N-ai cum. Ești și mami cu tine? Da, mă, prostule. Măi, copii, câți ani ești?
21 aproape, majestia dumneavoastră. Și cum te cheamă? Snick, bucătar, bărbat. Atenție, nu bărbat, bărbat. Am mai auzit greșeala asta să fie o coincidență de bărbat. Bărbat. Cine a gătit? Eu. Și tu ce ai făcut? Da, mă, prostule. Ce? De ce am făcut proști? La ce m-am uitat? Da, ai câștigat 10 lei. Da, mă așteptam, era mai tare, sincer, dacă în loc să decupeze, punea cu mine cum găteam, știi, chiar videoclipul cu mine cum găteam, dar tare. Aprobă-l, te rog eu, că mi-a luat 2-3 ore, nu e neapărat un mim, hai să vedem. Ia. O să dau, ador totuși, dar e prea hrins mă la frate meu. La mine m-am uitat, dar la frate meu nu pot. Ia. Să vă spui o poveste despre o doamnă care este deșteaptă și frumoasă și mereu de vreme acasă, născută prin la târlă, de profesie coțohârlă. Există o explicație, Leana s-a întors. Este prea tare, pardon? Bine, bine! Tare rău ăsta, tare, n-am râs, dar tare rău. Filmează în pantaloni sau trage 25 de cărți, Snick. Știți care este culmea? N-am pantaloni. N-am pantaloni, n-am niciodată. Sunt în boxer, fraților, legit. Acesta este cel mai relatabil, atenție, relatable meme. Efectiv, acesta, nu, acesta chiar merita chiar 15 lei. Ok, ai 10 lei. Bă, tare. Dar nu pot, bă, nici Arna nu cred că filmez în pantalon, nu pot, bă. Vreți să vă zic ceva sincer, acum așa, out of nowhere. Dar vreau să fiu foarte sincer cu voi. Eu, atenție, transpir foarte mult pe fund. Acesta sunt eu, recunosc, acesta sunt eu. Și cum în această casă este extraordinar de cald și nu merge absolut nimic când vin eu. Înainte zis, vreau să stricam mouse. Bă, nu mai mergea mouse. Cum din nu mai mergea mouse? Bărbat adevărat. Proful de sport. Pardon, bărbat, nu este ceea ce pare. Legit, chiar nu este ceea ce pare. Fraților, ochii sus, da? Și mie, știi, ok. Este ok, dar ochii sus. Încercăm. Normal că mi-a pus ceva. Foarte tare. Dar așa, bărbat, bine, eu n-am văzut în viața. Dar ce tare este acest meme. Pare am râs? Am râs? Să zicem că am râs. Ok, bag picioarele. Asta este 10 lei. Este tare ideea, dar ce îmi fug ochii după femei. What the fuck, man, ce este neregulă cu mine? A, ce bărbat bine, bă. Bă, ăștia care ziceți, bă, să mă iau pe picioare să vă luați voi, bă. Sau să mi-l luați voi, bă. Ia uitați ce picior frumos are această femeie. Este picior de femeie, dar acesta, fraților, acesta este un copan de bărbat viking. Au ce copan aici. Bine. Best ratați, poftim. Ce tare, chiar aș râde la ăsta, dar nu mai am bani. What the fuck, de tare. Ăștia doi se fac ratați că se iubesc sau. Eu cu fratele meu, în caz că nu mai merge YouTube-ul. Da, sperăm totuși să mai meargă. Sperăm să mai meargă, ca să n-ajut chiar așa. Ar fi ultimul lucru la care mă aștept să lucrez cu fratele meu la poliție. Deci, legi, dacă viața mea ar consta în să ajung la 30 de ani, văd că fac vreo 2 copii, că 5 nu mai pot, că n-am de să hrănesc 5. Mai fac 2 copii și ajung la ea, bat palma cu fratele meu, ce faci? Ne vedem mâine, ne vedem mâine. Și mă duc la nevastă mea așa umilit. Nu, mai zic nimic, fraților. Sper să meargă. Doamne ajută să meargă. Folosiți codul SNICK. Băgați live. Alea. Vă rog. What the fuck, man? What the actually fuck? Bă, ce urât-s! Bă, ești prost, nu poți să mă uit la mine. Deci aia este fața aia mea când eram, m-am făcut femeie pe Omega. Toate animalele. Șacalul SNICK. Frate, am făcut 1000 de like-uri chestia asta. N-am râs, îmi pare rău. Alexandru nu primește niciun 10 lei. Stai la muncă, băi. Dar eu să faci mimuri buni, bă, ca să primești bani, adevărat. Pof, mergi cu clasa la zoo și vezi asta. What the fuck? Atenție! Băi, primul... Dar când am făcut asta? Marș, frate, este prea prost, este mai mult proastă. Deci, efectiv, frate, este gibon. Și eu, după care îi dau așa puși. Au ce dădeam. Ești prost, ce-am râs la acesta. What the fuck?
Gibon prost este, frate, maimuță proastă. Ador, ai 10 lei, atenție, primește 10 lei acest om. Cam acesta au fost videoclipul, trebuie să scap de cuvântul acesta. Cred că o să pun pe ecran câți bani am pierdut, nu știu cât am pierdut. Pentru prima episod cred că am vreo minus 60-70 de lei. Este destul pentru un episod, legit. Data viitoare, dacă facem 30.000 de like-uri, facem cu 20 sau 25 de lei. Văd cât ni ține, vedem cât face acest videoclip, e bun, legit. Vă recomand din tot sufletul să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț. Cândva vom face 400.000, mă credeți sau nu, cândva vom face. M-am uitat pe statistici în vreo 3 ani. Dar putem, putem, chiar în 2 ani dacă vreți. Codul Snipifuș 80% reducere, mulțumesc că ați stat până aici. Mulțumesc că ați făcut miuri, aveți grupul de descriere, o să vă accept pe toți în grup. Moderatorii noștri preferați o să vă accepte miurile dacă sunt bune. Și în final, ce să vă mai zic, ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți pormul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum.